Salutare, jupănilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe Pădumești. Ei bine, jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, vă aș ruga în forță să apăsați acolo butonajul de subscribe, cel de like și, în unul de rând, să lăsați acolo un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos. Dacă aveți vreo problemă, eu o să încerc să vă ajut, așa că haideți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem acasă de data asta. Avem aici Dita Mike 7-le frumos, cu care o să mergem astăzi puțin la treabă, pentru că trebuie să aducem pe platformă o mașină. Hai că mă gândeam că am ceva prin portbagaj, ceva scule, să nu se fâție prin portbagaj cât merg eu, că mai merg ca nebunul, mai știți, în curbe o mai iau cam cu viteză. Și am zis să nu am vreo ceva pe acolo, vreun bagaj sau ceva, ca să nu facă deranj pe acolo portbagaj. Bun, hai să ne suim frumos și să ieșim din curte, ca să mergem direct la stână să luăm platforma. Pentru că o să trebuiască să aducem o mașină de data asta, o mașină la nea Grigore. După cum știți, el a avut un Q7, dacă țineți bine minte. Un Q7, mi se pare că 2008, parcă ceva de genul. L-a dat și a luat Porsche-ul, după aceea și a luat Sheptar-ul și a vrut să-și ia... Să-și iei Q7-le, pardon, înapoi. Uite că eu dădeam semnal stânga și vreau să fac dreapta. Și vrea să-și iei înapoi și l-a găsit. Acum astăzi o să mergem să îl luăm de la magazin de acolo, pentru că l-au adus pe platformă cei de la magazin, l-au adus din Germania. Bine, e vorba de un alt Q7, bineînțeles, nu e tot același, numai că de data asta e diferit. Un Q7 V12, dacă ați mai văzut voi un Q7 V12, foarte rar e mașina asta, motorul ăsta, pentru că e foarte costisitor. Și nu știu cum de aia a trecut prin capul lui Grigore să-și ia el mașina asta, care, băi, pe lângă că a costat, nu știu cât a zis el, 20.000 și un an, nu știu, 2009-2010 mașina, nici nu știu exact, deci 20.000 e destul. Dar și că pentru motorul ăla l-a luat, că să vrea să tragă, că nu știu ce, deci un V12 diesel TDI, de nu știu, 500 și ceva de cai parcă. Oricum, mașină pretențioasă la costuri, vă zic eu, că motoarele sunt alea mari, deja numai impozitul costă 200 de milioane pe an. Și vă dați seama cum, că cade o piesă, cred că plângi 2-3 săptămâni. Și na, ce să mai, sunt scumpe într-adevăr la întreținere, dar dacă Nea Grigore își permite și vrea să își facă damblaua el cu mașina asta, bineînțeles, eu îl ajut, îi duc pe platformă mașinuța să-i schimbe plăcuțele la nea Ilie, pentru că el îi schimbă niște plăcuțe, că atâta are de schimbat la mașina aia, și o să-i o duc acolo la nea Ilie, o să-i schimbe plăcuțele într-un timp, cred că destul de scurt, zic eu. Dar, na, cât îi schimbă plăcuțele acolo la nea Ilie, la Audi, eu o să merg să îmi fac treaba ce mai am eu de făcut acolo, că avem o grămadă de făcut. Și na, ce să mai, în premieră, asta e, un Audi Q7 V12. Jupănilor, nu ezitați să lăsați un mare, mare like, bineînțeles, dacă ați ajuns până aici, lăsați în forță acolo un mare, mare like, să strângem peste 300 de like-uri, ar fi o sumă, păi, destul de mare, pot să zic, dar nu imposibilă. Așa că haideți în forță cu un mare, mare like și să mergem acum să luăm Audi Q7, că e... Aștept și eu să văd cum arată, cum se aude motorul, cum una alta, vă dați seama că V12 nu prea mai văzut eu, mai rar am mai văzut eu V12 prin toată viața mea, așa, rar motoare de-astea mari, 6.000 cât are, 6.000 sau 6.2, nu cred că 6.000 oricum, V12, băi, sunt motoare mari care trag de crapă, într-adevăr, au putere mare la tras mai ales, dar și consumă în dragi și impozit mare și tot. Ia să vedem, ia uitați, ăsta e Q7-le de care vă ziceam. Da, hai să-l punem frumos pe platformă, ce să mai, hai să dăm calele jos, să ne dăm și noi jos din mașină și să luăm mașina, să o punem pe platformă, nu? Hai să vedem, să ne urcăm în ea, ia uitați, mai întâi să vă prezint un pic, cam așa arată, ia uitați, Q7, aici, tată, V12, 6.000, diesel, ce, măi, mașină de mașină asta, e tank, ce să mai, cu motorul ăsta. Hai să vedem, să-l pornim, cred că numai la pornire consumă nu știu cât. Hai să vedem, îi dăm o cheie. Hai că, bă, că e tot automat, frumos, bineînțeles, automat se putea altfel. Și să-i dăm în față frumos, să-l băgăm pe platformă. Ia uitați ce plafon frumos, panoramic are. Șmecher, bă, șmecheră mașină, n-am ce zice. Ho, tai așa, nici nu știu cum să o pun mai în față un pic. Gata, cred că ajunge. Hai să ne dăm jos și să o ducem până la... Uite ce jante, bă, ce strălucesc jantele astea originale, tata. 20.000 o mașină de asta.
Da, într-adevăr, hai să ne urcăm și noi frumos înapoi în X7 și să-l ridicăm un pic pe pernele astea pe care le avem. Atâta, l-am ridicat un pic, acum hai să-i dăm. Am tras alea, nu le-am tras, stai că mergeam fără, mergeam cu alea netrase. Fii atent și tu. Ziceți voi, un BMW duce frumos un Audi pe platformă. Da, hai să mergem și noi să ducem mașina direct la service la nea Ilie, după cum v-am spus. Și da, ce să mai am luat mașina pe platformă. Am să-i schimbe plăcuțele, după cum vă ziceam, că asta trebuie să-i schimbe la mașina asta, plăcuțele și nu mai știu ce, dar nu, cam asta era de făcut, deci plăcuțele, deci de-aia nu l-a dus într-un servis mare, așa, că n-avea rost decât pentru 2, 3, 4 plăcuțe de frână acolo, n-avea rost să-l ducă la un dita mai servis. Și acum, da, hai să mergem ușor, ușor, nu ne grăbim, că graba strică treaba, știți și voi. Băi, aproape cât X7-le meu, dacă stați și vă uitați bine. Dita mai X7-le ăla, e aproape cât X7-le meu. Și X7-le ăsta meu e mare, băi, tată, nu e așa, e glumă. E mare, tare, îndraci, știți și voi. Și a meu, să știți, și a meu are motor mare, nu vă gândiți, că și a meu e cu motor mare. Bine, oricum e benzină, dar... oricum, am eu sportiv, n-ai treabă, e sportiv, are 400 de cai, adică băi, nu-i chiar așa, nu-i chiar așa, înțelegeți voi. Da, hai să-i dăm, tată, hai să-i dăm, că nu se mai poate, un pic măcar pe aici, dar stai că deja am și ajuns la Neilie. Stai așa, tată, stai așa, că nu-i așa, ia uite, ziceți voi dacă nu-i blană. Hai că m-am dat și eu jos, stai să dăm cale alea jos de pe spate și să tragem ușa că să nu ia cineva. Adică să nu bușească, asta mă refeream. Hai să ne urcăm în mașină, să o pornim și să o dăm jos, nu? Ia să vedem. Să o dăm ușor, ușor, ușor jos. Atât și să o punem direct în servis. Acolo îi las cheile în contact, îi las tot ce trebuie. Adică fără nicio problemă. Dar uite, tată, cât a fum scoate. Zici că e tractor, băi, băiatule. Zici că e tractor. Dacă ăsta n-are DPF-ul ăsta... Dacă n-are DPF-ul ăsta, tu-ți dai seama? Dita mai motorul de 6000 să n-aibă de pe fiu pe el. Păi negrește toată bara asta, hai să vezi. În fine, na, acum ne-a Grigore, știi. Eu doar îl ajut să ducă mașina dintr-un punct în altul. Restul e treaba lui. Hai să băgăm în viteză să se ducem și noi remorca la stână. Să o ducem că... Băi, treaba mea am făcut-o eu. Deocamdată o să trebuiască doar să-i mai ducem asta, cum îi spune, mașina înapoi când o să fie gata acolo în Nea Ilie. Da, bine, mai durează o oră, două, cât îi durează. Na, eu doar nu să stau după mașină decât să-mi fac treaba, nu? Hai să mergem noi la stână să vedem ce mai avem pe acolo de făcut, un capăt de treabă să mai facem și noi. Că nu se mai poate, domn, nu se mai poate un capăt de treabă dacă mai facem și noi, ar fi bine. Da, hai să urcăm și noi pe aici frumos și să vedem ce să facem noi. Hai că oprim frumos aici X7-le, să-l lăsăm cuplat sau să nu. Hai că nu-l las cuplat, că o să plec poate repede cu el, că mai am și alte treburi de făcut. Hai să-l pornim și să-l parcăm pe undeva pe aici. Eu nu știu pe unde să-l pun. Da, bine, îl punem pe unde îl puneam de obicei. I-a ridicat un pic acum pe suspensii, pentru că, na, eu l-am ridicat acolo ca să nu se strice vreo ceva. Hai să ne dăm jos iarăși, pam, tragem portiera și hai că stă bine aici, nu? Bun, să vedem ce mai avem și noi de făcut. Ia să ne avem tractorul aici, avem... ce mai avem pe aici? Nici nu știu, nici eu nu mai știu ce mai am de făcut. Haideți să mergem direct la vale, că pe aici mai aveam parcă semănătoarea. Trebuie să mă bag și la semănat. Uite, uite aici odată semănătoarea asta și mai aveam încă una acolo. Dar nu știu cu ce tractor să mă duc la treabă, să vă zic sincer. Nici nu știu cu ce tractor, dar cred că o să mă duc eu cu John Deere-ul până la urmă. O să bag la semana cu John Deere-ul, că e belea. Aude și Renault, trebuie să-l duc înapoi la Nea Marcelică, că el l-a închiriat. Na, avem de treabă, nu e, nu glumă. A, să pornim și noi un girofar acolo, să avem și noi, nu? Un girofar pornit, să-l băgăm în viteză și hai să mergem direct, să luăm semănătoarea și să mergem la treabă, dar să lăsăm încărcătorul ăsta, că mai mult, sincer să vă zic, mai mult parcă mă încurcă, serios de mult. Ia, pac, gata, hai că l-am decuplat. A, uite, așa a dat tata John Deere, ia uite-l. Bun, hai să mergem să luăm, nu știu ce semănătoare, să o iau pe aia, să o iau pe cealaltă. Hai că o luăm pe asta, dacă tot așa, că e mai mare și mai facem treaba mai rapid cu ea. Ia să vedem, boc, ușor, tata, ușor, nu ne grăbim, că nu-i grabă mare, nu? Hai să cuplăm,
Să vedem câte câte semințe avem pe aici prin ea. E, avem suficientă deocamdată. Deschidem noi un pic plafonul, că e cam cald. Într-adevăr e cam cald, nu pot să zic că nu. Și mergem la treabă, că nu se mai poate, tată, nu se mai poate. Ori facem treabă, ori nu, nu? Să vedem și noi ce mai avem de făcut pe aici, ce terenuri mai avem, că pe părțile astea avem multe tare. Hai că-i dau drept în față, că nici nu mai țin cont nici de drum, nici de nimica. Merge și jointul ăsta de crapă, ia uite. Hai că m-am încadrat bine aici. Hai că m-am încadrat destul de bine. Să o lăsăm jos frumos. E selectată pe grâu. Lăsăm frumos, le băgăm în pământ și ia să începem, să vedem dacă merge. Oia sau noia? Asta e întrebarea. A, bă, coia, de luat, bă, coia. Mai greu, dar oia. Cred că o să-ți trebuiască să schimb tractorul, cel mai probabil, la asemănătoarea asta, nu? Dacă era... Da, uite, mă, că merge și în vale, vă, că un pic. A, mă, că-i dă, mă, John Deere, mă. Hai, că nu mă face... Nu mă face chiar așa de râs, nu? Aude, și în vale, merge, mă, ce-ai pățit? Cum să nu? Că dacă nu mergea, dacă știam că nu merge, nu-l luam, nu? Aude, dar bine că și dâmburi mari aici, să-mi bat piciorul dacă nu. Că-s dita mai dâmburile, ia uitați-vă. Uitați-vă un pic, dita mai dâmburile. Da, bă, că semănătoarea merge și tractorul la fel. Uite, în partea cealaltă o să vedeți că terenul e mai lin și o să meargă tractorul mult mai bine. O să vedeți, vă zic eu că o să fie treaba așa. Ia, ia, ușor, ușor, să punem frână, ridicăm, pac, pac. Stai că nu trebuie să le mai ridicăm, îl ridicăm doar... doar de la pământ. Ia să lăsăm, pac, pornim și... În deal, tată, ia să-i dăm un pic un pilot automat să vedem ce poate. Băi, mai greu, mai greu, patinează el așa, că nu-i edita mai semănătoarea până la urmă. Ba da, să știți că merge. Să știți că merge bine, n-ai ce zice. Ia uite. Ce să mai... Nu, să nu meargă, nu face față John Deere-ul ăsta. Păi dacă nu face ce față John Deere-ul ăsta, nu mai face față nimic. Nu? Ziceți voi dacă nu-i așa. Păi da, ce să mai... Hai mă, că merge, de mers văd că merge, cât de cât îi dau eu până în deal aici și după aia oi vede, o să chem, o să îl chem pe Neanielu să venim cu un alt tractor, probabil că... Ia, mă, chinui mult așa, văd că... Da, bă, că merge, na, o, stai așa, stai așa că oprisem pilot automat, oprisem pilot automat și n-am făcut să bine. Ia, ia, uite mă, că-i dă mă, băiatule, ce ai? Au de 3,9, 4 la oră, 4,1, a, mă, că merge cât de cât tot îi dă, nu? Că de cât tot îi dă, zic eu. Da, merge, ce să mai, aute. Aute, patinează un pic, da, merge. Până în capăt măcar acolo, ca să terminăm și noi naibii parcela asta, că pe aici, pe margine, trebuie să-i fac un hat între astea două. Da, ce să mai, aute, tata, hai că-i dă măcar așa un pic, că oricum, acolo v-am spus, o să fac un pic de hat, oi vedea eu ce-i mi face. Da, aute, a tras până la urmă, mă, John Deere-ul, deci nu m-a dezamăgit el. Cum am și zis, a mers până la urmă, chiar dacă a fost cum a fost. A mers, n-a avut treabă. Aici avem grâu, după cum am și spus, nu? Ai, tata, tata, dar deja am terminat parcela asta, deci mi-am făcut treaba un pic, într-un fel zis. Da, uite, ridicăm acum asemănătoare, să o ducem la loc, nu? Uite, pe aici trebuie să vin să treier, acolo avem porumb, floarea soarelui, grâu, avem toate națiile de cereale, serios, de m-ați văzut și voi. Da, asta-i treaba, asta-i treaba, Nicolae, ce să faci? Trebuie să vindem niște cereale. Niște cereale o să trebuiască să vindem zilele astea, săptămâna asta. Adică cred că chiar ori de seară, dar nu cred că mai am eu timp să mă duc. Dacă nu mâine dimineață, cel mai probabil o să trebuiască să duc niște cereale la moară pe acolo, pentru că mi-au cerut m-au sunat în draci ăștia, dacă nu serios de nu, m-au sunat cred că de 3 ori de 3 ori pe zi ieri. Și alalteri tot la fel, de 3 ori m-au sunat. Am zis, bă, dă-o naibii, că le duc până la urmă și cereale, să nu mă mai sune atâta, să mă mai bate la cabat dacă nu mi-au făcut capul toacă. Serios, din băzi, mi-au făcut capul calendar, dacă nu m-au sunat de... Băi, ziceau că, oameni, sunt ultimul fermier din prin zonă care mai... Na, bine, am și eu un preț bun, într-adevăr, și de-aia mă sună oamenii, dar nu știu cum să iau, uite, că am blocat cu tirul ăsta peste tot aici. Stai, bă, tata, să mutăm noi tirul, că nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa, tata, păi, dar ce facem noi aici? Da, așa că mut eu tirul, băi, băiatul, ca să mă încadre și eu cu tractorul, păi, dar ce facem aici? Atât, hai că l-am mutat și noi un pic așa, măcar de ochii lumii, nu? Hai să vedem, dăm în spate, dăm în față, dăm în stânga, dăm în dreapta, dăm în mama lor și hai să vedem cum facem noi să-l spălăm frumos un pic.
Că e cam jebos, într-adevăr, aici să trag plafonul să nu intre apă, să oprim motorul. Ne dăm jos și gata. Hai acum să luăm jetul și să-i dăm tată, că nu se mai poate. Nu se mai poate. Hai, mă. Gata. Da, uite, dăm frumos cu jetul, mamă, peste tot. Și semănătoarea și nu știu ce și cam asta e treaba, nu? Băi, jupânilor, dacă v-a plăcut episodul, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare, vă urez numai numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod. Ciao.